Nu te grăbi să deschizi gura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Spune Domnul, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropii-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor Căci nu știu că fac rău cu aceasta S-ar putea să fim slujitori ai Domnului în casa lui Dumnezeu Unde frații se adună la oaltă sau în casa noastră Și Domnul ne spune, atenție, că s-ar putea atunci când vorbim mai ales despre cei de afară Domnul ne spune, s-ar putea să aducem jertfa nebunilor atunci când ne grăbim să vorbim. Că cei nu știu că fac rău cu aceasta. S-ar putea să facem rău atunci când vorbim din casa noastră, care poate fi biserica lui Dumnezeu. Spune Domnul, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. De aceea Domnul ne cheamă astăzi să nu ne grăbim, să vorbim, să judecăm pe cei de afară. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, dacă Domnul te-a pus episcop în biserica lui Dumnezeu sau în casa ta care este biserica lui Dumnezeu, Domnul spune, nu zăbovi să o împlinești căci lui nu-i plac cei fără minte. Împlinește slujba lui Dumnezeu, dar nu aduce jertfa nebunilor judecând pe cei de afară, spune Domnul. Mai bine să nu faci nicio juruință, mai bine să nu fii pus episcop în biserica Domnului sau în biserica din casa ta, decât să faci o juruință și să nu împlinești. Adu jerfa lui Dumnezeu, dar nu jerfa nebunilor, vorbind, grăbindu-ne să vorbim, spune Domnul astăzi. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. S-ar putea să vorbim, și aici trimesul lui Dumnezeu este omul care ne întreabă, vine cineva să ne întrebe în casa lui Dumnezeu sau în casa noastră, să ne pună o întrebare și Domnul spune astăzi, atenție să nu ajungem ca nebunii, să aducem o jertfă a nebunilor răspunzând, m-am pripit, deci răspunzând rău. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, nu mai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea temete de Dumnezeu. Spune Domnul despre felul de a sluji lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu sau în casa noastră. Spune Domnul. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Atenție! Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană. Atunci, când face această slujbă lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Atenție la cuvintele pe care le spunem, mai ales în fața trimeșilor Domnului. Atenție că aici Domnul descoperă trimeșii Domnului. Sunt oamenii care, pe care Domnul îi trimite la noi să ne întrebe ceva ce ei nu înțeleg. Și Domnul spune, în stare să învețe pe alții. Dacă ai făcut o juruință și ai vrăvnit să fii episcop, ai dorit un lucru bun, dar atenție că Domnul pune niște atribute pe care să le aibă episcopul din biserica Domnului sau din biserica din casa lui. Să nu fie vețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând nu gâlcevitor. Atenție că este foarte ușor să cădem la gâlceavă. Nu iubitor de bani, să-și bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Atenție la copiii noștri. Căci dacă cineva nu știe să cârmuiască bine casa lui, cum va îngriși de biserica lui Dumnezeu? Deci Dumnezeu pune astăzi casa noastră ca și biserica lui Dumnezeu atunci când lucrăm din casa noastră pentru oameni, pentru trimeșii lui Dumnezeu, pentru că orice cuvânt a lui Dumnezeu, orice învățătură iese din casa noastră ca jertfă, ca jertfă adusă lui Dumnezeu din timpul nostru, din viața noastră, Domnul ne atenționează să... Căci dacă cineva nu știe să-și să, să cărmuiască bine casa lui, cum va îngriși de biserica lui Dumnezeu? Atenție la cele două case a lui Dumnezeu. Casa noastră, biserica din casa noastră, cu familia noastră, cum cărmuim familia noastră și biserica lui Dumnezeu. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Atenție! În biserica din casa noastră putem să primim, pute, poate Domnul să trimite oameni să ne întrebe un cuvânt, să ne învețe și atenție, s-ar putea să putem să ajungem de o cară, prin ce? Prin cuvintele pe care le rostim. Și Domnul spune, atenție la cuvintele pe care le rostiți pentru cei de afară, pentru că s-ar putea să ne grăbim și să spunem, m-am pripit. Spune Domnul, Deaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig, mărșav, atenție, că și dacă în inima noastră se Ia loc aceste duhuri de a dori un, un, un câștig mărșav. Domnul spune, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat, nu se poate păstra taina credinței. Și atunci aducem o jertfă nebunilor. Ne grăbim, vorbim, răspundem și aducem o jertfă nebunilor. nebunilor. Și la urmă, spunem, m-am pripit. Și atunci, când am spus m-am pripit, să nu ajungă de o cară. ajungem de o cară la oameni la cei de afară, atenție. Spune Domnul, trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon. Atenție la slujitorii, la cârmuitorii bisericii, ce atribute trebuie să aibă ca să ducă să vorbească, să nu ajungă de ocară pentru cei de afară. Spune Domnul, femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbații ai unei singure neveste și ei și să știe să-și crumească bine copiii și casele lor. Că dacă nu-și crămuiesc bine casele lor, copiii lor, cum vor cărmui biserica lui Dumnezeu? Pentru cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Isus Hristos. Spune Domnul în privința celor de afară. Deci, Poate fi o slujbă și la cei de afară, dar atenție, căci dacă nu sunt trimiși lui Dumnezeu la noi pentru a primi un răspuns, Domnul spune că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Spune Domnul creștinii și curvarii, dar la ce curvari se referă Domnul? La cei de afară pe care Domnul îi numește curvari, dar în ce sens? V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacum de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Dar Domnul spune, ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături. Nu să ieșiți din lume, v-am scris să nu aveți legături, să nu vă pripiți, nici să vorbiți spune Domnul, ca să nu fiți de o cară, spune Domnul, să nu aveți niciun fel de legături cu vreo unul care măcar îți zice, frate, totuși este curvar, atenție, despre ce curvar vorbește omul, Domnul, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimători care defaimă, atenție, sau bețivi, sau răpăreți, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați, atenție, cuvântul, să nu mâncați, în taina Evangheliei este să nu aveți legături, să nu vorbiți cu ei, să nu vorbiți despre ei. Aceasta este taina pe care Domnul o aduce astăzi, să nu mâncați cu ei. Nu înseamnă să vă așezați la masă sau să vă duceți la concertul lor. Nu, nu, nu să nu aveți nicio legătură, să vorbiți cu ei sau să vorbiți despre ei. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela, nici să vorbiți despre ei. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară, nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, pe cei din casa noastră, pe copiii noștri, pe soțul nostru, pe femeia noastră, pe cei din biserica noastră. Nu pe cei de afară. Atenție, Domnul ne aduce astăzi un cuvânt, să fim atenți când vorbim despre cei de afară, oricare ar fi ei, care nu sunt cei din casa noastră, care nu sunt cei din biserica noastră și mai ales care nu sunt trimiși de Domnul la noi să ne pună o întrebare, să ne întrebe ceva. Atenție, atenție, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, să vorbești rău. Să vorbești, să aduci o vorbă care este jertfa nebunilor și nu-i jertfa lui Dumnezeu. Nu l-a trimis Dumnezeu pe acela la tine. Atenție, atenție la cuvintele care ne ies din gura noastră despre cei de afară. Amin.